Săptămâna asta o dedicăm mamelor și facem asta de ceva timp. Dăm un exemplu. Dacă îl puteți prelua și îl puteți perpetua pentru tot restul anului, este cu atât mai bine. Pe pagina noastră de online, pe Neața, găsiți o secțiune unde vă puteți înscrie cu poveștile despre mamele voastre. Dacă simțiți că în ultima perioadă poate n-ați dat suficiente telefoane, n-ați spus suficient de des să rămână mamă sau, cum spunea telespectatoarea de ieri, și-a dat seama că nu i-a spus niciodată față în față te iubesc, dar în scris era foai, numai lapte și miere. Astăzi vorbim cu Alina. Alina stă în Constanța, are 24 de ani și ne-a dat un semn. Bună dimineața, Alina! Bună dimineața! Ce face Alina la ora asta, pe frigul ăsta? Merg să-mi rezolv niște treburi prin oraș. Sunt în trafic chiar. Cum e traficul la Constanța, când nu sunt turiști? Cam prost se circulă. Am înțeles. Ține de familia voastră, câți copii sunteți? Doi. Mai am o frate. Cine e mai mic, cine e mai mare? Eu sunt mai mic, fratele meu este mai mare, cu 4 ani decât mine. Cine a fost mai cu minte în copilărie? Cred că fratele meu. De unde sunteți voi de loc? Din județul Vrancea, din comuna Soveja. Și tu locuiești în Constanța de cât timp? De 5 ani și jumătate aproape. Mergi des pe acasă? Nu foarte des. Cam la o lună, jumătate, două. Fratele tău a rămas acolo? Nu, fratele meu locuiește în București de nu mai țin minte câți ani, foarte mulți ani. El merge mai des pe acasă? Da, da, el mai aproape. Mă gândeam că nu există un gol mai mare, adică nu mai mare, care cumva să-ți dea și sentimentul ăsta de vină și de îndepărtare, dar și un sentiment de bucurie. Știi, părintele care rămâne acasă și își lasă copilul să meargă undeva... Da. În țară sau în afara țării, cumva e mulțumit că îi merge bine și e împlinit, exact. Cumva are dorul ăsta de pui. Păi așa, știi? E, că tot timpul vorbim la telefon și îmi spune chestia asta. Alina, de ce ne-ai căutat? Da. Pentru că vreau să îi mulțumesc mamei pentru tot ce a făcut pentru mine și să-i spun cât de mult o iubesc și cât înseamnă pentru mine. Asta e foarte bine. Mama e pe celălalt fir. Nela, să rămână. Bună dimineața! Da. Nela, ești în direct la Neața, sper că n-am deranjat. Aoleu, nu, spune-ți. Ce surpriză. Noi ne tutuim aici la emisiune, că suntem cam familie, nu ne spunem nici părinților dumneavoastră. Sper să nu te deranjeze foarte tare. Nela, câți ani ai? 51. La câți ani ai făcut primul copil? La 21 aproape, 22, pardon, 23, scuzați-mă că m-am căsătorit la 23. Nela, da. a fost greu în primii ani cu un copil, dar cu doi. N-a fost, a fost puțin. După aceea m-am obișnuit, m-am gândit că trebuie să mai am un copil, ca să, când ai doi copii este altfel. Mai... Da, te-ai gândit să mai fie unul ca să fie doi. Nela, da. care a fost mai ascultător în copilărie? Poftim? N-am v-am zis. Care copil a fost mai ascultător în copilărie? Păi nu știu ce să vă spun, amândoi au fost. Nu pot să-i fac diferență între ei. Am avut și copii cu minți, ascultători, ce să vă spun? Uite, Alina e pe celălalt fir, pe cealaltă linie și vrea să spună două vorbe pe care n-a avut curaj să le spună ultima oară când v-ați văzut. Da. M-am emoționat acum, să știi. Da. Da. Alina, te ascultăm. Da. Dragă mamă, da. Mai țin minte când eram eu micuță, cine ați împărată eram, care aveai cu mine. Da, da. Mă mea notă mică la școală, știi ce mi-e? Da. Că din greșeli învăț și te-am urmat sfatul, pentru că a fost cel mai de preț lucru pe care mi l-a dat viața până acum. Alinarea ta, blândețea ta și siguranța că în brațele tale... Îmi voi găsi mereu liniștea, mă fac să spun în gând în fiecare zi cât de mult te iubesc. Când mi-am pierdut încrederea, tu mi-ai redat-o și am învățat să apreciez toate lucrurile mărunte și frumoase ce mă înconjoară. Azi e despre tine, despre un copil care încearcă în cuvinte mici să exprime o dragoste și o recunoștință nemăsurate. Te iubesc și îți mulțumesc. Îți mulțumesc pentru fiecare zi pe care mi-o umpli de bucurie, pentru fiecare zâmbet, pentru o copilărie fericită și pentru fiecare bună dimineața aia mea. Te iubesc! Și eu îți mulțumesc, te iubesc atât pe tine și pe fratele tău, vă iubesc necondiționat și voi fi alături de voi toată viața. Nela, Alina a făcut o compunere și a citit-o în trafic. Da,
E foarte drăguță. Ce e fain este că lucrurile astea o să rămână. Ultimul lucru, Nela, înainte să-ți trimitem un cadou special de la Mobila Dalin, vrem să-ți trimitem un fotoliu balansoar în care să poți să croșetezi ciorăpei și căciulițe pentru nepoței tăi. Da. Care, ai vreun nepot până acum? Urmează, știu, vreau, îmi doresc foarte mult. Cine crezi că va câștiga acest concurs între fată și băiat, între fetița ta și... Nu știu cum îl cheamă pe... Băiatul cheamă Costinel Ionuț. Ionuț. Între Alina și Ionuț, cine crezi că va câștiga concursul de nepoți? Păi, după legea firii, băiatul e căsătorit înainte. Este căsătorit, dar nu anul ăsta. Bun, și cine crezi că o să facă mai mulți copii? Nu știu, asta Dumnezeu știe, nu pot să... Alina, apucă-te de treabă. Nu, deocamdată ea mai este... Vă pupăm pe amândouă, abia aștept să vă trimitem cadoul acolo în Vrancea. Da. Mulțumim. Și să aveți un weekend reușit. Să știți că e luna femeii toată luna. Da, vă mulțumim și vă doresc să aveți emisiuni cât mai multe și frumoase. Te pupăm. Da, sănătate. La revedere. Fotoliul balansoar de la Mobila Dalin merge la Vrancea, unde este mama. Bucureștiul și Constanța rămân doar cu urările în dimineața asta. Dacă v-am făcut să ridicați telefonul și să vă sunați mama, să-i spuneți doar atât, sărut mâna mamă, înseamnă că, vă spuneam și ieri, noi suntem câștigați. Vă invităm să faceți asta pe A1.ro, în secțiunea Neața. Aveți o pagină unde vă puteți înscrie, iar noi... Nu neapărat foarte selectiv, ci mișcați cumva de povestea voastră, de fotografiile voastre, de relația pe care o aveți cu mama voastră. Vă oferim șansa de a spune lucrul ăsta în direct și fără multe, multe ocolișuri. Sărut mâna mamă, o campanie la care ținem foarte mult și pe care o realizăm în fiecare an la Neața.